Quando c'è la Dragos Commission, un altro profondo anche Catherine che non ha creato tema per la classe. La classe. La sala. 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 X o Y. Allora, se un X o Y. Se considerate mână a partire di mână dreptei ori. Deci, mână și mână. A partire di mână dreptei ori. Două puncte, nu? Da. Mână și mână aparține lui O, X. Uite așa trebuie scris. Da. Se vedea ca O, X. Și P, Q. Iar P și Q. A partire di mână dreptei ori. Ori. Astfel încât o mână este congruent cu o cu. Deci o mână congruent cu o cu. Și unghiul o mână. Iar unghiul o mână este congruent cu unghiul o cu. O cu mână. Dacă mână cu seama jos e intersectat? Da, da, da. Da, mânchiul intersectat. Dacă mânchiul... Deci data mânchiul există, da? Da. Se intersectează cu... N-B. N-B și era cu... R. R. Demonstrați... Acum, în concluzie. Da, demonstrați că... Sub punctul A. O, N este congruent cu... O, Q. O, N, congruent cu... O, Q. B. Mână. Congruent cu P, Q. Congruent cu P, Q. C. Femeie dreapta, or, este bisectoarea unghiului mână, O, Q. Or, femeie dreapta, or, bisectoare. Pentru unghiul? Mare este mână, doar atât, că nu pânt.
se intersectează cu mâinile într-un punct rând. Dar mai am aici unghiul omânghiu, unghiul ăsta, trebuie să fie cât o pe n, cât o pe n. N-am respectat asta. Deci eu, din păcate, n-am respectat chestia asta. N-am citit mai înainte. Să vedem cum avem o, nu numai o mă cât o pe. Eu am avut impresia că pe și Q și N sunt aiurea aruncate. Dar nu zice unghiul ăsta și ei să fie cât, exact cât ăsta. Păi, dacă așa stau lucrurile, atunci trebuie să fiu și măsoare. Da? Am dus pe om Q la măsura alta. Și acum fiu și măsură pe aceeași măsură. Și voi vedea că așa trebuie să vină. Uitați așa, așa trebuie să fie. Deci neapărat așa trebuie să vină, acum măsură cu foarte multe precizii. Ei, eu acum sper că am măsurat. Și, adică, să zicem că am măsurat așa, am acum precizat, deci unghiul ăsta e unghiul ăsta. Încât nu-i la întâmplare, nici el, nu-i legat așa fel cât unghiul acesta, o mână să fie cât o mânghiu. Și acum, mână, mânghiu se intersectează pe mână în punctul rângi. Da? Vezi, înseamnă să fi citit problema, ipoteza complet. M-am grăbit, am zis că punctele N și Q sunt aiurea aruncate. N-am mai citit și partea a doua, tot trebuie citit din ipoteză. Toată informația. Ei, acum încearcă treaba, să zicem. Trebuie să arăt că o N cât o Q. O N, asta toată. O N. Ia uitați, o N, e cât o Q. Deci asta ar fi prima mea problemă, o N cât o Q. E, să vedem ce o N asta unde intră. În ce triunghi intră o N? Că visez așa, dacă pe o N aș prinde într-un triunghi, iar pe o Q într-un alt triunghi. Și cele două triunghiuri la care am să mă opresc, în care într-una se intre o N, în cealaltă triunghiul se intre o Q. Și dacă aș arăta că triunghiurile sunt concrete, atunci toate elementele sunt concrete, inclusiv o N și o Q. Deci visul meu este ca o N să-l prind într-un triunghi. În ce triunghi părinți să-l prind? O N pe. Nu? Da. O N pe. O N și pe. Că am și unghiul ăsta. Cât ăsta. Și pe cealaltă ochiul unde se prinde? O-Q-M. O-Q-M. Da, O-Q-M și O-N-P-M. Corect. Deci, neapărat, fiindcă O-N-P intră în triunghiul O-N-P, O-Q intră în O-M-Q, visez să le iau pe aceste două triunghiuri care intră O-N și O-Q, să reușesc să arăt că triunghiurile sunt concrete și atunci treaba e foarte bună. Deci, fie triunghiul, începem demonstrația. Fie triunghiul pe O, N, ziceți voi, O, N, O, N, P, și triunghiul, O, O, Q, F, O, Q, O, N, Q, O, N, Q, da? O, N, Q, sau O, N, acestea sunt triunghiul. Despre aceste două triunghiuri, ele au. Spuneți voi ce au cele două triunghiuri? Din ipoteză. Numai din ipoteză. O M cât o P. Cât? O M cât o P. O M cât o P. O M intră în triunghiul ăsta. O P intră în triunghiul celălalt. Deci au O M. 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 Cu O P. Concurent cu O P. Din ipoteză. Bun. Ce mai au cele două triunghiuri? Adică, privim la... Unghiul OMQ concurent cu OP. OMQ cu... OPM. OMQ din triunghiul OMQ și OPM din triunghiul celălalt. Deci mai au pe OMQ
Hai să spunem sus. O e Q. Un Q e Q congruent cu care e... Cu O pe N. O pe N. Cu O pe N. Punem litera la mijloc, am zis, da? Un Q pe N. Ei, dar nu o latură. Am un unghi. Cele două triunghiuri au câte o latură. Și un unghi de la capăt. De la capătul OM și la capătul OP. Dacă ar mai fi încă un unghi, aș fi în cazul unghii la într-un unghi. Dar trebuie unghiul de la capătul, fiindcă OP. OP. Cu OM. De la capătul OP și la capătul OM avem, acum ar trebui la capătul lui O. Adică capătul lui OP este ce unghi? Capătul lui O, pe, din triunghiul pe o n, din triunghiul pe o n, îi odată unghiul ăsta, O, pe n, și de la capătul ăsta ce unghi este? Pe o n. Pe o n. Pe o n nu intră în triunghiul ăsta. Deci este unghiul de ăsta, de la capăt și unghiul ăsta de aici. Da? Deci, dar acest unghi este și în triunghiul celălalt. Și nu în Q. Da? Deci, atenție! În triunghiul OP, avem pe OP cât o mână, avem de la capătul OP unghiul din P, din triunghiul OM, Q, cu unghiul din M, din triunghiul OM, Q. Deci, au câte un unghi. Da? Unul aici și unul din partea cealaltă a triunghiului. Și acum, la capăt, e același unghi. O care este și în triunghiul O, N, P și în triunghiul O, N, Q. Deci pot să spun că unghiul M, să citesc între litere, M, O, Q, M, O, Q. E complet cu unghiul care? O, N, 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 O, P. N, O, P. N, O, P. Din celălalt triunghi și spune un comun. Un comun. Adică intră și într-un triunghi și în celălalt. Și în ce caz sunt acum? La unghi, la triunghi. Unghi, la triunghi. Da? Au o latură și unghi la capete. Deci câte o latură, câte o latură, congruente și unghiul de la capete. Unul de acolo, unul de acolo. Da? Deci, conform cadrului de congruență, cum spune aici, unghi, latură, unghi, rezultă că triunghiile luate în discuție, adică triunghiul O, N, P, nu mai încape discuții. În clipa asta, triunghiul O, N, P, da? Este sigur congruent, pentru că am pasat în cazul unghi, latură, unghi. Este sigur congruent, conform cazului 2, cu triunghiul omunghiu. Și atunci, fiind congruente triunghiurile, triunghiurile fiind congruente, toate elementele celelalte neprinse, deci toate elementele cele neprinse, adică mai sunt, câte latură mai sunt? Încă două. Încă două, una este prinsă. Încă două latură, adică o latură dintr-un triunghi, cu altă la triunghi. La fel de încă loc. Deci, încă două laturi și un singur unghi în completare. Care unghi? Hai să ducem pe unghiuri. Care unghi dintre unghiul ăsta, din O până N, cu unghiul, cu care unghi din O în Q, credeți că este completat al treilea unghi? Cu O, N, P. O, N, P, ăsta. Deci al treilea ăsta de aici. Da? O, N, P. O, N, P care este dintre unghiul O, N, P. O, M, Q, care este dintre unghiul cealaltă. Da? Deci, neapărat, al treilea unghi, e vorba de O, M. O, M, cât? Ziceți voi. O, M, P, pardon. O, M, P. E concluit cu unghiul care unghi? O, M, Q. O, M, P. Da? O, M, P cu? O, M, Q. Cu O? M, Q. Nu, păi, O, M, Q a fost luat asta. Cu o chiumă. Cu o chiumă. Păi nu l-am desenat în galben. Deci O, M, P, cu
Ochiupman. Ochiupman. Da? Unghiul verde. Deci, data trecută, pentru congruență, am zis că e o latură și unghiul la capete congruente și acum rămâns al treilea unghi. Al treilea unghi este ăsta și după ce treilea unghi. Al treilea unghi congruent. Și acum am laturile. O-N cu O-P-E. O-Q. O-N. Cu-O-Q. Cu-O-Q. De ce motiv O-N? O-N e privit între unghiul O mil P. O-N e privită de unghiul din P. Da? Ăsta din P se uite spre O-N. Dar O-N, ăsta din P e congruent cu ăsta latul din triunghiul O mil Q. Și fiind congruente, ăsta latul se uite spre ce latură? Spre O-Q. Din motivul ăsta, că la laturi congruente corespund triunghiuri congruente, cine la unghiuri congruente, triunghiuri congruente, corespund la laturi congruente. Așadar, permis să spun acum cum ai zis cu O-N. O-N. E congruent cu cine? Cu O-Q. Cu O-Q. Și asta era problema noastră. Ți-amintești, da? O-N cu O-Q. Nu așa am avut? Da. O-N cu O-Q, subliniem. Asta era problema, dar noi am făcut mai mult chiar. Și încă o latură cu altă latură. Care credeți voi? Care latură cu care latură? O-N-P. N-P. Da? A treia latură. N-P. Cu N-Q. Cu N-Q. Deci N-P. Congruent cu? N-Q. Cu N-Q. Cu N-Q. Bă. Deci, ca să arăt punctul A, că O-N e congruent cu O-Q, a trebuit să văd O-N în ce triunghi intră. Pe O-Q în ce triunghi intră. Și am visat ca cele două triunghiuri care se răsăreau eu în an spre analiză, să fie dintr-un motiv sau altul, dintr-un caz de congruență, da? Conform în caz de congruență, să fie congruente. Și pe O-N am văzut triunghiul O-N pe pe O-Q l-am văzut în O-Q. Cele două triunghiuri luate la analiză. Și am zis, voi, despre voi e vorba. Hai să vedem ce aveți voi. Din ipoteza, deci, de la autor. Atât de zis. Pentru O-P-N și O-M-Q, îți spun, O-P e cât o M. Bun. Din ipoteză. Și îți mai dau că unghiul O-P-N, adică 1, din triunghiul, e congruent cu O, M, Q. Tot din ipoteză. Da? Ei, și acum trebuia să mă gândesc la un caz de congruență. Laturi, laturi lui. Că n-am câte două laturi. Am o singură latură. Și atunci ce trebuie? Și când am o singură latură, trebuie unghiurile la bază. Ăsta și cu ăsta mi-am zis că se locate. Ca să mă duc în unghi. Unghi, da? Unghi, lasură, unghi. Neapărat să la capete. Și cum OP cu OM, la capătul OP este 1 din OMQ, la capătul OM este 1 care este complete, și acum trebuie la capătul celălalt. Dar la capătul celălalt este la același punct O. Da? Deci unghiul ăsta e comun. Și între unghiul ăsta, și între unghiul celălalt e comun. Aceeași unghi e prins. Și atunci, conform cazului congruenței unghi la unghi, mi-a ieșit pasența, mi-a ieșit că sunt în cazul unghi la unghi. Și trebuie de șoate în discuție. Sunt congruente conform cazului congruență. Fii congruente cu toate elementele, celelalte trei, că trei le-am prins. Trei sunt prinse aici. Mai rămân încă trei elemente, că de toate câte sunt trei la și trei unghi, șase elemente. La un triunghi. Rămân celelalte elemente, două câte doar. Unul de coro, unul de coro, unul de coro. Și îi dau drumul. Cum două unghiile sunt prinse, rămâne al treilea. Al treilea unghi, o n b, o n b, gata, notat, și mă, chiu, mă. Al treilea unghi, al treilea unghi. Dar, în continuare, mă rămân câte două latură. O latură dintr-un triunghi, o altă latură. Altă latură și altă. Printre care s-a fășor de șurcă. O-N și O-Q sunt congruente pentru că sunt laturile triunghiilor despre care știu că sunt congruente. O-Q e văzut în triunghiul O-M-Q, privește unghiul din M,
dar unghiul din mâini pentru unghiul din unul din celălalt primit din B și ăsta din B privește spre ordine. Și atunci ordine cu o mână sunt, o mână și cu ochiul sunt congruente. Și a treia latură, cu a treia latură, e vorba de mânchiul și pe mână congruente. Dar noi numai asta m-am putut făcut, însă eu nu m-am putut abține să-mi spun și pe cealaltă. Da? Deci am făcut mai mult decât cele pe autor. Ca de obicei, adică. Așa, ca de obicei. Trebuie să arătăm acum punctul B, că mână cu pechiul. Mână cu pechiul. Hai, cum să facem asta? Deci trebuie să arătăm că mână cât pechiul. Păi eu, triunghiul OMP este congruent cu... O-I-M-P, O-I-M-P, da. Așa mă foarte să urmesc pe mână cu bă, nu vreau și urmă. Eu ce știam? Cu ori de toate, e cât o Q. De unde știi cu ori de cât o Q? Din ipoteza. Nu, nu e ipoteza asta. Din concluzie. Din punctul A, demonstrat. Deci la punctul A am demonstrat cu ori de cât o ori de două, cât? Ochiul. Am demonstrat, am ucit, dar m-au văzut toată lumea. S-au și înregistrat asta. Deci ori de două ochiul. Mai știu că omul așa, e cât o pet. Și ce trebuie să arăt eu? Că mână e de pechiul. Păi e triunghiul OMP. Stai, că e atât de simplu. Deci toată o mână e că toată ochiul. Mai știu că o mână e că o pe. Și eu te să arăt că mână e de pechiul. Păi cu cine e ca mână? Mână, e toată o mână, minus o mână. Dar pe ochiul, cu cine este egal? Cu ochiul minus o mână. Cu ochiul minus o mână. Și ochiul nu era egal cu o mână? Ba da. Și o... Deci dacă din două segmente egale, scad bucăți egale, ce îți rămâne nu sunt? Egale și egale. Da. Păi, simplu. Deci mână cu cine este egal? Mână este o mână. Minus o mână. Hai să scriu așa. Știm. Pentru punctul B. Știm. Că o mână toată e congruentă cu o Q. De unde? De unde ce vorbim de tot? De la punctul B. De la punctul? O ne cu... A. La punctul A? Demonstrat. Da. Am demonstrat. Ce mai știm? Că o mână e exact. O mână. Congruent cu... O mână de unde? Din ipoteză. Dacă gândi și discutăm. Membru cu membru. Și bine, o mână minus o mână. Da? Care îmi dă cine? O mână minus un mână este egal cu cine la diferență? O mână minus o mână. Cu M. Cu M mână. M mână. Da. E congruent ce rămâne cu ochiul. Da? Ochiul. Minus ochiul minus OP. Care e cine ochiul minus OP? Ochiul. Iată cum am arătat că mână congruent cu ochiul. Am arătat în felul ăsta că mână pe ochiul. Bun. Punctul C. Ce încerc de la punctul? C. Ori,
S-a determinat cine? Că or este bisectoare lui R. Or, puneți pe or. Să arătăm că or este bisectoarea lui M. Așa. Când am de-a face cu bisectoarea omului? Ce calitate are bisectoarea omului? Foarte multe lucrăți. Mare drama. Deci ca să fie, într-adevăr, o râd bisectoare, ar trebui să... Nu știu cum. Că unghiul ăsta, tot, X-O, Y, sau N, O, Q, au fost învățit în două unghiuri. Ăsta și ăsta, concurent. Da. Deci asta trebuie să arăt. Au fost învățit în două unghiuri concurent. Visez, dacă aș prinde un unghi într-un triunghi și pe celălalt în alt triunghi, păi, dacă aș arăta că triunghiul-s concurent, atunci și unghiul ăsta să fie concurent. Deci eu visez ca unghiul ăsta, da, unghiul acela, să rătesc cu ceva, uitați așa, unghiul ăsta, și celălaltul de desubt. Așa, deci unul cu unul a fost. Hai să zic unul cu unul a fost, așa. Doi și doi cu trei. Deci eu visez ca să arăt unghiul 2 cât unghiul 3. Asta e misiunea. Dar unghiul 2, în ce triunghi intră? Ia, vedeți, voi duceți-mă într-un triunghi. Între unghiul oră, intră unghiul 2. Și celălalt 3, un ce unghi triunghi intră? Ochiul R. Da? O R și ochiul R. Dacă reușesc să arăt cu O, N, R și R, O, Q sunt congruente triunghiurile, după ce le analizez eu cu atenție, mă plasez într-unul din cadrul de congruență și dacă le sunt congruente, înseamnă că toate elementele vor fi congruente și atunci și unghiul de-astea, 2 și cu 3 vor fi congruente. Deci, spune, luăm spre analiză triunghiurile. Fie triunghiurile. Fie triunghiurile. O, N, R, și O, R, Q, O, triunghiul O, O, R, Q. Cele două triunghiuri au? Ce au aceste două triunghiuri? O, M, cât o triunghiuri? O? A, M. De ce mi-ar trebui unghiul dintre ele? Ca să mă duc în cazul de concurență, latură, unghi, latură.
Eu ori nu am acum șansa asta. Că tocmai unul acela trebuie să-l arăt. Deci nu mă pot plasa în cazul de congruență care îmi doresc eu, pentru că unul dintre ele nu-i cel care mă încântă. Unul dintre ele tocmai trebuie să-l arăt că îi... Da? Egal cu acolo. Așadar, suntem într-o situație delicată, aș spune. O situație destul de... Că nu am clipa asta mai multe spus decât că nu mă pot descurca. Nu mă pot plasa într-un caz de concurență. Am doar atât. Ce am aici? O latură, o latură. Asta pe o mână, dar ar trebui unghiul dintre ele. Cum v-ați spus voi. Dar tocmai despre 2 și 3 tocmai trebuie să arăt că sunt egale. Deci nu pot folosi ceea ce îmi trebuie să demonstrez. N-am cum. Renunțat la lucrurile astea. N-am fost fericit. Adică a fost o alegere fericită. N-am fost inspirat. Atunci înseamnă că trebuie să mă duc spre alte triunghiuri. Un C cu... Ce ne? Triunghiul OMP. O? OMP. OMP? Da. L-am luat anul trecut. Și OMP și OMP, cum mi-a dat. Am ajutat și cum unghiul ăsta, cât ăsta. Știi, ți-ți minte, nu? Când am luat la analiză. Nu putem ajuta că NR e congruent cu R. NR, ca mărime? Da. Cu R, Q. Păi, să arăt undeva. Păi, sunt un Q. A, dacă aș arăta, viseza acum. Dacă aș arăta că NR e cu R, Q, m-ar duce în caz de congruență latură. Că asta e comună, asta este deja dovedită, da. Mă întrebe rând încă triciul. Păi trebuie este, neapărat. Este pentru că sunt o unghiere pusă la vârf. Care mă? MRN cu opus cu PRQ. Păi da, dar nu știu că latura asta e RQ cu RN. Ar trebui să luăm aceste două triunghiuri la analiză, încep de o parte. Și dacă cumva reușim ca aceste două triunghiuri să fie concurente, dacă reușim noi chestia asta, înseamnă că suntem foarte fericiți. Și atunci NR va fi cât RQ din analiza acestor două triunghiuri. Și mă întorc aici și completez RQ cu... dar dintr-o altă analiză. Deci fie triunghiuri în aici, că nu știu ce să completez. Mi-ar trebui neapărat că RQ cu RN, fie triunghiul meu, fie triunghiul O-R-N. Și triunghiul. O-R-Q. Despre aceste două triunghiuri, ce au? O-R... Nu, păi e mână R. Atât. E mână R și cu O-R-Q. Deci am zis eu O-R-N. M-am scris greșit. Deci fie triunghiul despre analiză, care M-R-N și P-R-Q. Și P-R-Q. Despre cele două triunghiuri pot să spun că au. Ce au? M-R și P-R-Q. Uitați cu foarte multă atenție. MNR și PRQ. Ce au? Fie din ipoteză, fie din demonstrație. La punctul A, punctul B. Unghiul Q congruent cu unghiul P. MN cu... MN cu PQ. De unde sunt MN? De la B. De la punctul B. Deci spune și noi. MN congruent cu PQ de la punctul B. Dar nu încep la lucrurile astea. Deci, gata, e achiziția noastră, că acum e un adevăr. Mai iau, spunea Ștefania mai devreme, că cele două triunghiuri au ce unghi? O, unghiul
mână, Q cu N. Q cu N, da, citește-l prin preghile. Mână, R. Păi Q-R. Mână, R. E ca cu galben. Din ce am făcut noi, la demonstrații, nu? Că l-am pusă. Când aveți să trebuie mare, O, N, P și O, M, Q, când am muncit noi și am zis, pune mai multe lucruri. Și am pus și asta. Iată când e folos acum. Deci, cele două trebuie mare. Mână, R. Mână, N, R. Unghiul, mână, R. Congruent cu unghiul, mână, R. Cu R, Q, și ce mai au ele? Mai au încă ceva. Nu numai latura asta cât asta. Și unde de aici cât asta. Mai au încă ceva foarte important. R. Adică... ăsta de aici cu ăsta de aici, unghiul ăsta. Cum se cheamă ăsta? Unghiul ăsta. Așa. Pârâchiu. Pârâchiu. E trei litere. Băgăm litera la dama. Pârâchiu. Pârâchiu. Congruent cu unghiul care? Mână. Mână. Da? Cu mână. Și ar mi se pare că vădea și cazul 4 ăsta. Cazul 4 vreodată. Da. Da. Lasă dumneavoastră. Latură, unghi, unghi. Da. Da? Latură, unghi, unghi. Deci, este și în carte, nu? Latură, unghi, unghi. Dar eu abuz. Că eu spun așa, vine și al treilea aici, ca suma unghiului, până 110 carte. Dar, conform cazul acel care prezintă, e vorba de cazul care latură, unghi, unghi, lul, lu, triunghiul luat în considerare, triunghiul de care am vorbit, mărână, mărână, este congruent sigur cu triunghiul care o, r, q, da? O, r, q. Deci sunt triunghiurile acestea congruente. Acum, clar, nu mai încap niciun sens. Dar nu e, da, este P-R-Q. P-R-Q. Sunteți atenți de aceea. Merg foarte tare cu la asta, să nu greșim. Da? Da. Deci mărână și cu P-R-Q sunt congruente acum. Și dacă sunt congruente și celelalte elemente sunt congruente două de două. Adică, adică e membru pe Q, care e... E membru pe Q, dar am avut asta, am folosit-o. Ah. E membru pe Q. Adică, celelalte lucruri. A, unghiul... Avea, latura. Care? Latura, latura. Mână... Mână... La... Primul latura e folosită. A, PN, congruent cu MQ. P? Pe N. Pe N? Dar ce te duci tu până la N? Păi noi suntem în triunghiul P, R, Q și M, R, N. E acolo elementele acestea trebuie în triunghiul. N, R, cu... N, R, congruent cu... N, R, cu... R, Q. N, R, e privit de cine? Hai să luăm mai întâi pe mâr. Mâr, râi privit de unghiul din N. Da. Și unghiul din N, cu care unghi este din celălalt unghi? Cu ăsta din galben, da? Da. Și ăsta de aici din Q spre cine se uită? Spre P. Spre? R-P. R-P. Da? Spre R-P. Deci mâr, dintre unghiul mână, îi privit de unghiul N. Noi îi oprem cu unghiul din Q. Q privește spre P, R. Și din motivul ăsta, M, R, deci M, R, congruent cu? R, P. Cu R, P. Și mă rămas ca a treia latură. Asta era cât asta, asta am demonstrat noi cât e asta, și atunci a treia latură, M, R, e cât R, Q. Deci M, R, e congruent cu? Și deci suntem foarte fericiți că avem acest lucru, îl punctăm. Și apoi chiar treilea unghi, adică unghiul ăsta din M, N, M, R,
più PR, più PR, questa, con più PR, più PR. Ehi, dar noi avem pe NR cu RQ, tare mult mi-am dorit să aprindem NR cu RQ, știți de ce? De ce am alergat eu spre NR către RQ? Unde trebuia? NR către RQ. Unde trebuia mie? Pentru concurența timpului. Uite, aici semnul de întrebare, care a rămas aici. Acum semnul de întrebare dispare. Și spunem acum că avem NR către RQ. NR congruent cu RQ. Dar de unde știm asta că NR către RQ? Din demonstrații. Demonstrații că am muncit. N-am muncit mai devreme. Din anul am ajuns la NR către RQ. Am demonstrat asta. E demonstrație. Și conform cazului care acum? Ce caz e convință? Latură. Numai latură. Conform cazului convință L. Triunghiurile luate în serioare, luate în păstrare și analizate. O-n-r. Este convenient acum cu O-r-chiu. O-r-chiu. Și fiind congruente, și celelalte elemente, toate, sunt congruente de 8 de 2. Adică unde eu le-a rămas? La altă litare a fost prins. 3 la 4, nu? Unde eu le-a rămas? Și fiind vorbit de NR, spre NR 5 se uite. Unde eu 2. Iar RQ îi privit de unde eu 3. Adică unde eu 2, unde eu 3. Dar noi să-l știm prin litere. N, O, R. Da? Unghiul N-O-R. Unghiul N-O-R. Da? N-O-R. Da? N-O-R. N-O-R. Congruent cu unghiul, care unghi? Q-O-R. 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 Și triunghiul, și unghiurile fiind congruente, înseamnă că O-R ce-a făcut? O împărțit prin tot unghiul ăsta în două. Deci în care, în momentul ăsta, fiindcă se întâmpla chestia asta, înseamnă că ce este o R dacă împărțit tot unghiul în două unghiuri congruente? Bisectoare. Este bisectoare. Deci, faptul că noi am reușit să ne arătăm că triunghiul luat în discuție ONR cu ORQ sunt congruente, poate că vedeți sunt congruente. Și unghiul ăsta cât ăsta de aici? Și atunci, dacă ăsta 2 cu 3, înseamnă unghiul tot a fost împărțit de ori în două unghiuri congruente. Și atunci, ce este ori? Este bisectoare. Deci rezultă că ori bisectoare. Asta pentru asta, atunci, este bisectoare. Din cauza că am arătat treaba asta. Ori. Și ori bisectoare și lui M. M. R. M. R. Aha. Bisectoarea așa lui M, R, P. Adică o R îl bate și pe ăsta tot așa, în două unghiuri congruente. Adică trebuie să arătăm că unghiul din R, tot unghiul